Investiții în infrastructură în Comuna Băleni. Autoritățile publice locale de aici au accesat diferite surse de finanțare pentru a rezolva problemele localității, printre acestea aflându-se și fonduri de la Consiliul Județean Dâmbovița. Pentru anul 2021, Primăria Băleni, Comuna Băleni a avut proiecte în derulare, unele au fost realizate. Mă refer la dispensarul medical care este realizat în proporție de 100%, urmând să facem recepția. De asemenea, ateliere mecanice la școala profesională s-au realizat în proporție de 90%, iar grădința cu ram prelungit în proporție de 80%. De asemenea, proiectul privind asfaltarea străduțelor s-a realizat, mai ales în stare de urgență datorită trecerea aceea pe strada Mărăcinilor Stadionului, care face legătura între drumul județean 711, datorită podului care e în construcție pe proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere pe DG711 al Consiliului Județean Dâmbovița. Alte proiecte și, de fapt, proiectul cel mai important pe care din 2017 am încercat să-l punem în practică este introducerea de apă potabilă și apă uzată în Comuna Băleni, deci mai bine zis apă potabilă și canalizare. Lucrările sunt în plină desfășurare, suntem conform graficului și conform contractului de lucrări, această investiție ar trebui să se termine în 2022, în luna iunie. Datorită tergiversării unor aspecte privind proiectarea și alte lucruri, tehnice și avize, s-a decalat cumva această lucrare și de asta suntem obligați împreună cu dirigintele, constructorul, proiectantul, executantul să forțăm de fapt graficul ca în iunie 2022 să termine lucrarea. Alte proiecte care sunt și se vor depune pe PNDL 3, Angel Salini, ca să informez cetățenii, sunt proiectele de modernizare a străzilor care trebuie reabilitate după introducerea de apă și canal. Deci mă refer la străzile unde se bagă apă și canal. Aceste străzi trebuie modernizate prin asfaltare, da, și prin rigole cu capace carosabile, deci noi nu mai suntem de acord să facem șanțuri cum de fapt se întâmplă acum cu acel proiect care se realizează pe drumul județean. Am luat legătura și am făcut demersuri necesare. Domnul președinte al Consiliului Județean ne-a ajutat foarte mult în această privință. Datorită aspectului urbanistic al Comunei Băleni și felului în care sunt dispuse străzile, la Băleni lucrurile vor fi mai bine făcute, adică de fapt nu canale, nu șanțuri, ci rigole cu capace. Bineînțeles că toate celelalte proiecte care se depun pe Angel Salini, mai este și unul de anvergură mare, l-aș numi centura ocolitoare a Comunei Băleni, acel drum de 13,2 km care s-a realizat prin fonduri europene pe 125A, care va face legătura între drumul județean 720A, 711 și 711C. De fapt, o rută ocolitoare, cei care vor să meargă, să ajungă transportatorii pe drumul național 71, DN71, poate foarte ușor să ajungă de la DG720A, 711, 711 și după aceea pe DN71, deci o rută ocolitoare a Comunei Băleni. Acest lucru este foarte important, fiindcă transportul greu se realizează des în Comuna Băleni, avem foarte multe depozite, foarte multe tiruri care pătrund în localitate și pentru a degreva traficul din interiorul localității, acest drum este foarte important. De asemenea, unul al treilea pe care îl vom depune este construirea unui pod rutier la fosta balansieră Băleni Români, care să facă legătura între drumul județean 711 și drumul județean 720A. Acestea sunt investițiile momentan
urmând ca în perioada următoare și în 2022 și alte lucrări care se fac anual la noi în Băleni, cum ar fi repararea și modernizarea unor drumuri de interes local, mai avem câteva străduțe care vor fi și acele asfaltate și de asemenea drumurile agricole de acces la exploatațiile agricole an de an au fost pietruite și reparate prin contractul care l-am avut cu Apele Române, de unde am achiziționat resurse minerale 20.000 de metri cubi în regim gratuit.